Un bebeluș din 10 este născut de o adolescentă în România anual. Este un fenomen trecut sub tăcere și ascuns sub preș, care ne plasează statistici în Asia sau Africa, nu în Europa. În spatele cifrelor se ascund mici telenovele în care copiii fac copii, în sărăcie, fără școală și fără medic. Anul trecut, în România, s-au născut aproximativ 18.000 de copii din mame minore. Asta înseamnă cam 10% din totalul nașterilor din România, declară Silvia Burcea, manager de proiect al organizației Salvați Copiii. Unele au deja mai mulți copii înainte să facă 19 ani. Părere să am, mi-a plăcut dragostea de mică. Așa sunt copiii în ziua de azi. Asta ne e educația. Educația în România spune totul, chiar și în sănătate, chiar și în școală, chiar și în educația copiilor, care e foarte importantă, educația lasă de dorit. Și asta se trage de la părinți, în primul rând, că atunci când ai copii mici, trebuie să te ocupi de ei. Am văzut un caz cu o fetiță la 10 ani, gravidă în luna 5-a. Ei, de neconceput. Recordul anul trecut în România a fost o mamă care născuse 6 copii până la 19 ani. Situația este relativ constantă de aproximativ 20 de ani. Din 2000 până încoace, anual în jur de 10.000 de fete minore devin mame. Cum v-am spus mai înainte, ăsta e mers omenirii, nu-l face noi. Libertatea duce la desfrânare. Dacă fetele sunt lăsate în condițiile astea se discute și pe la școli merg singure, nu mai sunt supravegheate de părinți, n-au ce să le facă, pentru că memoria lor așa este. Să gândesc și la viața lor, că zice, timpul trece, îmbătrânesc, mor și mai bine să mă distrez. Și copiii tot la fel. Înainte nu era contact atât de repede la vârsta de 13-14 ani copiii între ei sau la 10. Acum merg la școală, îi pune un copil o fată, ba mai, mă rog, îi lasă și circulă. E greu. România este campioana Europei la mame minore, iar acest fenomen este întâlnit și în județul Mehedinți. Fenomenul mamelor minore este într-o continuă creștere în țara noastră și m-a interesat și situația din județul Mehedinți. Într-adevăr, și în județul Mehedinți, ca și în toată România, se constată o recrudescență a cazurilor de acest gen. Este o creștere semnificativă, exponențială a mamelor însărcinate de la vârste flacede, a copiilor cu copii, așa cum le denumim noi. Chiar la acest moment, la Centrul Maternal Sfânta Ana, avem 3 astfel de cazuri. Este vorba despre 3 tinere cu vârste cuprinse între 13 și 17 ani. Iată, cea mai mică dintre ele, cum spuneam, însărcinată la doar 13 ani. Specia umană nu este făcută să aibă sarcini la 12 ani și să crească copii sau să facă avorturi la această vârstă. Aceste fete vin dintr-o pătură socială cu o anumită lipsă de educație și de condiții. Care considerați dumneavoastră că sunt principalele motive pentru care aceste tinere ajung să fie însărcinate la o vârstă așa fragedă? Dincolo de motivele evidente, dincolo de motivele care țin de mediul social, de mediul familial, de faptul că mulți dintre părinți sunt plecați în străinătate, sunt motive deja evidente pentru toată lumea, nici nu trebuie să fim sociologi ca să intrăm astfel de motive. Dar în ultima perioadă se observă și o influență directă a rețelelor sociale. O spun și specialiștii, este o relație directă între impactul rețelelor sociale și această scădere a vârstei mamelor însărcinate. Au o influență teribilă asupra copiilor, pentru că sunt niște copii până la urmă, au o influență teribilă asupra lor. Nu întotdeauna modelele pe care le adoptă sunt cele demne de urmat și de multe ori, ca urmare a acestei influențe a rețelelor sociale, se constată și efecte de acest gen. Într-o astfel de situație există o serie de etape. Etapele sunt următoarele. În momentul în care noi aflăm despre o astfel de situație, suntem sesizați într-un fel sau altul, se dispune evident o anchetă socială, iar pe baza anchetei sociale și nu numai, minorele care rămân însărcinate și despre care noi aflăm evident, ajung în centrul maternal unde beneficiază de îngrijire corespunzătoare, au îngrijire medicală în primul rând, și tot ceea ce mai este nevoie pentru ca respectivii bebeluși să se nască în siguranță.
În plus, mai mult de jumătate dintre adolescente întrerup sarcina. Anual, în România, sunt peste 100.000 de întreruperi de sarcină.